a favorite songwriter and singer they want, and I listened to that song many times and it was a comfort for me. And this was a special day for all of us. And you know what? God is the same in India, God is the same in Romania, God is the same in the United States. And I'm so excited and thrilled. My heart melted, so my eyes did too. And I know that will come one day when all that matters is the relationship that we have with Jesus. That's right. It doesn't matter the color, doesn't matter the wealth, doesn't matter the beauty. That's right. It matters one thing. Hey, what's our relationship with Jesus Christ? Absolutely. So I'm so happy to be the son of God. And I'm so happy to be Jacob's brother, to be Casey's brother, and to be your brother. We want to give thanks to the Lord together and finish this service. It's too bad time is the one only on the earth, but we are so glad that we can give meaning to the time of being, putting Jesus first, and He's changing our lives. Thank you very much for coming and sharing with us. Thank you for your message. May God bless you, Jacob, and fill you with His Spirit, and make your testimony for all the people around who are not so excited about God as you are. Your mother had to, you know, have you all the time and try to stop you to be too loud. Listen, we are a Baptist church, but we are a biblical church, so we don't mind if you are too loud. But I hope we learn to be so excited about God. Right. To be more excited about God than about football. That's right. Basketball or other things. Be so thrilled when we hear the name of God. So it's wonderful. It's wonderful to know Jesus Christ. And it's wonderful to be brothers and sisters together. I'm going to close up in Romanian with your permission. Dacă planificam toate lucrurile, probabil că nu e așa de bine. Dar ce bine este să fii sensibil la șoapta Duhului și să asculți de Dumnezeu și ne bucurăm după această zi deosebită pentru mărturia pe care am avut-o din partea acestor frați și Domnul se binecuvinteze. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu ne iubește. Nu suntem mulți, dar Dumnezeu ne iubește. Și ne trimite oameni deosebiți. De aceea vreau să încredințăm în mâna Domnului și să ne rugăm în continuare pentru ei, pentru noi, pentru copiii noștri. Să fim ceea ce Dumnezeu ne vrea și să avem acea bucurie și pace în suflet care trece orice boală, orice infirmitate, orice neputință, care ne face nu să ne plângem de milă, dar să putem spune ca Domnul Iisus, de ce mă plângeți pe mine? Plângeți-vă pe voi. Păcatele noastre. Să avem această putere în viață, să ne legăm inima pe lucrurile care contează. Haideți să ne ridicăm și să încheiem această dimineață și să stăm împreună în rugăciune și nu vreau să închei fără să spună, să continui provocarea fraților. Dacă este cineva în locul acesta care nu și-a predat viața în mâna Domnului și vrea să o facă, eu merg mai departe și spun, trebuie să o facă. În Scriptură nu există mâine, în Scriptură există astăzi. De aceea, dacă este cineva în locul acesta care știe că nu și-a predat viața în mâna Domnului, să o facă acum. Poate să o arate sau să o arate Domnului, dar să o facă acum. Dacă este cineva care nu trăiește în rânduială și îl cunoaște pe Domnul și vrea să-și îndrepte viața, să o facă acum. Haideți să ne rugăm. Doamne, te binecuvântăm pentru dragostea ta cea mare. Mulțumim pentru îndurarea ta. Mulțumim pentru mărturia pe care o aduci în fiecare zi, prin natură, prin cuvânt și prin oameni. Te binecuvântăm, Doamne, pentru frații noștri care ne-au arătat cât de mare ești.
cât de minunat ești și cât de bun ești. Mulțumim pentru dragostea ta, Doamne, care ne strânge în locul acesta. Și mulțumim, Doamne, că în această dragoste ne-ai cuprins pe fiecare dintre noi. Doamne, mă rog acum pentru cei ce sunt în locul acesta și nu cunosc această dragoste. Mă rog să le descoperi. Mă rog, Doamne, să te atingi de fiecare dintre noi. Și, Doamne, dacă nu suntem gata pentru marea întâlnire cu Tine, te rugăm să ne cercetezi. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. Ajută-ne, Doamne, să punem casa și viața în rânduială. Și nu lăsa, Doamne, pe cel rău să ne răpească bucuria de a Te cunoaște pe Tine. Mă rog acum să binecuvintezi, Doamne, pe Jacob și familia lui. Doamne, încredințez în mâna Ta și Te rugăm acolo unde va predica și după masă, Doamne, să Te folosești de el. Doamne, cercetează suflete, atinge-te de oameni. Și Te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să-L umple și să-L folosească totdeauna. Mă rog și pentru fratele Casey să-L binecuvintez. Doamne, dă-i har și binecuvintează acei slujitori care sunt gata să-și pună viața în pericol, să ducă numele Tău mai departe. Te rog, Doamne, să porți de grijă și material și mai ales, Doamne, să binecuvintezi spiritual. Mă rog să trezești, Doamne, India la o viață nouă. Mă rog pentru creștinii de acolo, Doamne, să-i trezești la o viață nouă. Mă rog, Doamne, și pentru noi care suntem în locul acesta. Doamne, deschide-ne ochii să vedem cât de mare ești. Deschide-ne ochii, Doamne, să vedem bunătatea Ta față de toți oamenii. Și ajută-ne, Doamne, să fim o mărturie în mijlocul acestui popor în care ne-ai așezat. Doamne, Te rugăm, binecuvintează America în acest an așa de important. Te rugăm, Doamne, dă înțelepciune poporului american să se încreadă în Tine. Te rugăm să faci o trezire în toate bisericile. Peste tot unde se cheamă numele Tău, Doamne, Te rugăm să ne trezești la o viață nouă. Și, Doamne, fă ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și până în veci. Amin.